Bună dimineața, Ana, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Este foarte important să ținem cont de un avertisment al Organizației Mondiale a Sănătății. Specialiștii de aici spun că măștile de protecție fără filtre practic nu ne protejează. Măștile faciale trebuie să îndeplinească două condiții. Prima este aceea că trebuie să creeze o barieră eficientă împotriva microbilor cu ajutorul acelor filtre. Iar a doua, să permită respirația corectă. Specialiștii atrag atenția asupra faptului că măștile din materiale textile nu protejează, indiferent că vorbim despre măști confecționate din tifon sau bumbac. Pe internet sunt două tipuri de anunțuri la acest moment. Primul este cel al comercianților care vând măști fără a spune dacă protejează sau nu, iar cel de-al doilea al celor care le vând chiar cu specificația că ele protejează împotriva infectării cu COVID-19. Au apărut și măști fashion de diferite culori, cu desene, cu mesaje, însă, repet, specialiștii ne atrag atenția să fim foarte cu băgare de seamă în momentul în care cumpărăm ceva, dacă vrem să ne protejăm. Diana, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.